Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, la doi pași de promenadă pe Bulevardul Transilvaniei, în imediat apropierea Școlii Generale Iona Gârbiceanu din Alba Iulia, tai de realitatea conformă cu tâlcul zicalei, din afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul, pe Bulevard Civilizație de oraș european, în spate țigănie. Containere sufocate de resturi menajere. Împrejur imense grămezi de gunoi emană miros pestilențial. Un cadavru de pisică dă senzația de natură moartă, dar o femeie ce răscolește asidu prin mizerie înlătură senzația, te trezește la realitate. Tabloul e completat de un veceu albastru, ecologic și primitor, cu ușa larg deschisă. Toate astea în cartierul albaiulian cetate, într-o zonă de blocuri de unde gunoiul nu a mai fost ridicat de 2-3 săptămâni. Prea plăcut că vă dați seama, acum iarnă, dar pe timp de vară, vă dați seama, aici eu... Păcat de infecție, nu? Păcat, nu, păcat, că bulevardul arată frumos, dar aici în spate vedeți și dumneavoastră cum se prezintă situația. De două săptămâni, de trei săptămâni nu s-a ridicat gunoiul, nu știm motivul, de plătit am plătit, dar noi, asociația noastră, restul nu știu, se spune că pentru neplată. Am înțeles. Da. Da. Și astăzi scria în ziar că doar obținut licitația o firmă de la Constanța, din câte am înțeles, și acum se judecă cu Salprestu, cu care o pierdut licența. Când se rezolvă, nu știu. Și stăm aici, uitați, sub geamuri, sub tot, școala e aici, intrarea poartă, acolo poartă intrare la școală și din nou și acolo e gunoiul. Până imediat nu mai pot ieși cu mașinile de aici. Mai vin și țiganii și le împrăștie și asta e. Pe bulevard sunt toate frumoase, sunt bune, în regulă, dar în spate, uitați ce e aici. O fost licitație și nu știu cine a câștigat licitația. Și nu vine, că nu-i pentru neplată. Înțeles. Nu mai vine să ridici odată. De cât timp persistă situația? De aproape două săptămâni. De aproape două săptămâni. Înțeles. Cum vi se pare starea, de fapt, cu gunoaiele aici, în jurul școlii? Urâtă, foarte urâtă, miroasă, vin romii, scordolesc prin ea, vin câinii, scordolesc prin ea, foarte urâtă. Culmea ironiei este că pe containere sunt afișate mesaje optimiste, încărcate de civilizația europeană și elan ecologic, dar imposibil de transpus în practică la fața locului. Cum să mai protejezi natura sau să depozitezi selectiv când grămezile de gunoi, amalgam uribil de resturi menajere, mai iau un pic și ocupă parcarea, spațiile de joacă, culoarele de acces? Motivează că ar fi asociații care n-au plătit. Asta nu e un motiv. Nu e un motiv. Așa ceva nu se poate întâmpla. Adică de ce se sufere cei care plătesc pentru cei care nu plătesc? De ce nu se ia măsuri pur amendă să vină poliția locală care trece pe aici ca acceleratul prin gară, țiganii aruncă, adică aruncă, ei desfac tot de aici și fac mizeria asta, plus oamenii că nu mai au unde să bage. Am fost la primărie, am sesizat lucrul ăsta, că este insuficient aceste containere pentru zona asta de aici. Sunt localurile care și ăștia aruncă aici mizerie. Copiii nu se pot juca aici când îi de joacă din cauza că îți pline băncile astea cu bețivi. Nu știu care e explicația. Explicația este de sus pleacă în jos totul. De la anul nou e așa. De o singură dată ori dus. În 10... ianuarie, de atunci nu ori mai dus gunoiul. Nici nu mai știm care e firma. Am fost acolo aia care se ocupă de spațiile verzi și ăsta, că a zis că trebuie să vină să mai pună niște pomișori din ăștia Garviu. Cu câștigat nu știu cine, unul Todea, care are o firmă nu știu pe unde. Am fost să văd de firma aia, n-am găsit la adresa aia firma. Nu știu cum poate să fie. Referitor la această situație, Mihai Coșer, șeful de cabinet al primarului Mircea Hava, face precizări stricte. Despre situația pe care o semnalați dumneavoastră în momentul de față, vă putem face precizări stricte pe care le-am mai făcut și cu alte ocazii. Acele rampe de gunoi amenajat sunt în administrarea asociațiilor de proprietari. Ele au o relație contractuală cu operatorul de salubritate care încă își desfășoară activitatea în municipiul Alba Iulia. Bineînțeles că nu putem clama decât rezolvarea acestor situații deloc plăcute între ambele părți, lucru care s-a întâmplat și de altă dăți. N-am putea spune că nu este de datoria administrației publice să facă curat pe domeniul public.
Niciodată nu s-a întâmplat ca acest lucru să fie definitiv abandonat, să spunem, în defavoarea cetățenilor. Probabil ne vom vedea nevoiți și silit să intervenim din nou pentru a nu știu câtă oară, deși această măsură nu corespunde, să spunem, normalului. Este un lucru forțat, este un lucru care odată creat un precedent s-ar putea să fie folosit în diverse alte situații de către mulți alți, să spunem, practicanți ai neseriozității respectării unui contract existent. Pe scurt, administrația locală nu se simte vinovată, dar se implică să rezolve problema. Lăudabil și notabil, dar când?